Deși toate străzile mari care au fost reabilitate de curând au fost dotate și cu canalizații, cablurile aeriene sufocă în continuare cerul orașului. Invitat în emisiunea Dale Buzoianului, primarul Constantin Toma a vorbit și despre cablurile aeriene. Cablurile de pe stâlpi, rampele de la magazine? Cablurile de pe stâlpi, vom avea niște probleme. Suntem acum în negocieri cu ANCOM-ul, astfel încât să putem lua decizia cea mai bună, legală, să nu ne ducem să le tăiem și pe urmă să avem probleme. Problema cablurilor care împânzesc cerul Buzăului este veche și se pare că este și greu de rezolvat. Bineînțeles, noi am introdus pe străzile astea mari și canalizații. Niște tuburi sub trotuare prin care să, până la urmă, se va întâmpla acest lucru, cu siguranță. Negocierile cu ANCOM sunt în derulare pentru a se conveni asupra celei mai bune formule. Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații a solicitat primăriei modificări în regulament înainte de a fi aprobate solicitările de la Buzău. În urmă cu câteva luni, primarul Constantin Toma afirma că va pune în aplicare măsuri mai drastice dacă nu va fi respectat termenul până la care ar trebui să fie îngropate toate cablurile din zonele cu canalizații.